Deși a crescut mai lent decât media din regiunea est-europeană, averea românilor ar putea fi mai puțin afectată de criza generată de COVID-19. Conform unui studiu, averea financiară a românilor crește mai lent decât media din Europa de Est și rămâne puternic concentrată. Adică aproximativ 20% din averea financiară națională este deținută de persoane care au până în 100.000 de dolari, segment care este reprezentat de mult peste 95% din populația României. Discutăm despre acest subiect cu Adrian Negrescu, analist financiar în direct la Digi24. Bună dimineața, domnule Negrescu! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! În ultimii 20 de ani, averea românilor a crescut cu aproximativ 7%, în timp ce media din Europa de Est, din Balcani, este undeva în jurul la 10%. Ce ne diferențiază de celelalte țări? Păi trebuie să spunem în primul rând că averea financiară este reprezentată de totalul sumelor pe care românii le țin în depozite și de banii cash care îi dețin. Nu se referă la activele non-financiare, adică la investițiile în apartamente, în clădiri, în terenuri. Și de aici această diferență față de alte țări, pentru că la noi a fost stimulat foarte puternic consumul și românii cam tot ce au câștigat în ultimii ani i-au cheltuit banii respectivi și nu i-au pus deoparte. De ce? Poate și pentru faptul că dobânzile la depozite în România sunt mai mici decât celelalte țări. Dar este și o veste bună în această situație. Faptul că pe termen mediu și lung, toate aceste date arată că averea financiară, averea generală a românilor va crește, pentru că mare parte din averea românilor este în imobiliare. Românii au investit în apartamente, în terenuri, în clădiri, iar din acest punct de vedere ne aflăm undeva la nivel de 43.000 de dolari americani averea media românilor. Din punct de vedere al averii financiare, adică al banilor pe care îi dețin în conturi sau banilor cash, da, suntem undeva la nivel de 9.965, o sumă net inferioară față de alte țări din regiune. De pildă, în Polonia averea financiară este de 18.500. Asta arată că românii s-au dus foarte mult, au investit în imobiliare și din acest punct de vedere, pe termen mediu și lung, odată cu creșterea valorii imobiliarilor, toată această situație va fi una pozitivă. În ceea ce privește depozitele și economiile din bănci, faptul că oamenii nu se duc spre această direcție mai mult decât în alte țări ține de neîncrederea în sistemul bancar. Am auzit de foarte multe ori oameni care spun: dacă pun 1000 de lei în bancă, există riscul să iau mai puțin la final pentru că există și comisioane. Sau ține inclusiv de o cultură a noastră, aceea de a ține banii la saltea, cum se spune. Da, este și o parte a culturii, este și o problemă legată de dobânzi. Într-adevăr, avem cele mai mici dobânzi la depozite din Uniunea Europeană și acest lucru se simte. Românii preferă să investească în imobiliare, preferă să investească în alte active decât să țină banii în bănci. Preferă să investească, de pildă, în aur, în argint, în alte metale prețioase. Da, este și cultură, este și modul în care românii, după Revoluție, au fost învățați să investească. Și se vede acest lucru din faptul în care a crescut consumul în România. Economia a crescut nesustenabil pe consum și, din acest punct de vedere, tot ce am adunat în acești bani, mare parte din banii care am adunat s-au dus spre cheltuieli obișnuite. Să nu uităm că avem cea mai mare rată a creșterii consumului alimentar din Uniunea Europeană. Aici este nevoie de educație, aici este nevoie ca statul, este nevoie ca organizațiile patronale să intervină și să le sugereze românilor că trebuie să-și diversifice investițiile, să nu se ducă doar spre banii la saltea, cum spuneați dumneavoastră, sau spre apartamente, să meargă spre bursă, să meargă spre activele non-financiare care le pot aduce chiar câștiguri mult mai bune față de sectorul bancar. Mulțumesc mult, mulțumesc pentru detalii și pentru informații, Adrian Negrescu, analist financiar în direct la Digi24.